Absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, care au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, nu beneficiază de indemnizație de șomaj. Odată cu promovarea acestui concurs, absolvenții sunt încadrați la o formă de învățământ și pot să se angajeze în timpul rezidențiatului. Absolvenții care se înscriu pentru a primi indemnizație de șomaj au la dispoziție 60 de zile pentru căutarea unui loc de muncă. Dacă nu își găsesc un loc de muncă în această perioadă, aceștia beneficiază de indemnizație de șomaj. Singura deosebire de până acum e faptul că s-a clarificat situația lor, în sensul că, ca și ceilalți absolvenți, ei se înregistrează la finalizarea studiilor, adică în luna septembrie, se înregistrează ca orice absolvent care caută un loc de muncă pentru a face dovada că timp de 60 de zile și-a căutat activ un loc de muncă, iar după cele 60 de zile, dacă nu a reușit să se angajeze și nici nu a promovat examenul de rezidențiat, atunci el este ca orice absolvent șomer care caută în continuare un loc de muncă și are dreptul la protecția socială. Absolvenții care au reușit la examenul de rezidențiat sunt considerați că urmează o formă de învățământ și atunci nu pot beneficia de indemnizația de șomaj pentru că nu au nevoie de protecția asta socială. Ei, considerându-se că urmează o formă de învățământ în perioada în care se și pot angaja. Angajatorii care încadrează absolvenții în condițiile legii și care beneficiază de subvenții sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data angajării.